Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Pamflet, presa în gura lui Rotundu. Vă informam în emisiunea anterioară despre cazul de la Sinăuț Mihăileni, respectiv o bătrână de 82 de ani, Panovia Manziuc, în noaptea de 19 spre 20 iulie din această vară, o vântoasă i-a descoperit casa, care ulterior s-a prăbușit, și promisiunile care i se făcuse bătrânii că va fi ajutată să ridice o nouă casă nu au fost onorate până când nu s-a intervenit de la lumea lui Rotundu. Primăria i-a acordat un ajutor de 50 milioane de lei, i-au trimis și forță de muncă care să ajute la ridicarea casei. Și, cum vă spuneam, de la nivel de Consiliu Județean și Prefectură, i s-a spus bătrânii că nu poate fi sprijinită cu niciun ajutor financiar pentru că n-a avut casa asigurată. În schimb, se oferise foarte galanton doamna senator Doina Federovici de la PSD și cu domnul Costică Macaleț, președintele Consiliului Județean Botoșani, să o ajute cu niște sume de bani. Bineînțeles că am trecut din nou pe la Sinăuț Mihăileni să văd în ce măsură cei de la primărie își onorează promisiunile și în ce măsură își onora promisiunile și politicienii noștri care cu multă emfază au anunțat în presa locală că vor dona o sumă de bani pentru a o ajuta pe bătrână. Dacă primăria s-a ținut de cuvânt și casa deja s-a ridicat, se lucra la acoperiș, doamna senator Federovici n-a donat nicio sumă de bani, cum n-a donat nici domnul președinte Macaleț. Acum că n-au donat. Măcar nu trebuiau să promită și să dea niște speranțe de șarte bătrânei. Dar senatorul Doina Federovici a mers un pic mai departe și a spus bătrânii că a depus o cerere la Senatul României prin care să-i se acorde un ajutor financiar și că cererea aia va fi soluționată în termenul legal de 30 de zile. Păi a mințit-o pe bătrână. În primul rând, Senatul nu acordă ajutoare financiare, asta e treaba guvernului. Deci nu putea doamna senator să depună o cerere la domnul Călin Popescu Tăricianu, președintele Senatului, să dea din bugetul Senatului o sumă de bani cu titlul de ajutor social la Sinăuț Mihăileni din județul Botoșani. Lucrul este limpede. Dar, vedeți, politicienii noștri probabil nu se pot abține dacă nu mint. Cred că minciuna, mitomania a devenit o caracteristică a politicianului român. Nu poate dormi noaptea, nu poate mânca, nu se poate urca în mașina de lux dacă nu ne trântește câte o minciună. Să sperăm că măcar după comentariul de față, domnul Macalescu, doamna Federovici își vor onora promisiunea. N-a spus cu ce sumă de bani o va ajuta, nu contează cu cât, dar dacă au promis, să facă bine să își țină cuvântul. Și să trecem la un alt eveniment. Joi, adică ieri, s-a organizat un protest în fața prefecturii Botoșani de către un grup de țărani din comuna Vlădeni, mai exact din satul Mândrești. Respectivii țărani au revendicat faptul că o suprafață de teren de 38 de hectare a trecut în administrarea orașului Bucecea, a primăriei Bucecea, și că ei dețineau acel pământ din 1991 și s-au trezit dezmoșteniți. Și au venit în fața prefecturii, au strigat hoții la cei din prefectură, au strigat și alte lozinci, și i-au cerut domnului prefect Dan Nechifor să intervină cu autoritatea dumnealui și să readucă terenul la comuna Vlădeni. Mi s-a părut interesant acest protest și, așa cum obișnuiesc, am început să fac investigații, să aflu cam ce s-ar ascunde în spatele lui. Și atât cam ce am aflat. Această prafață teren de 38 de hectare a fost întotdeauna
în raza de administrație și sub autoritatea primăriei Bucecea, inclusiv înainte de 1989 pe timpul CAP-urilor. În 1990, când știm cu toții că cei mai guralivi, cei mai căpoși de prin sate au năvălit asupra patrimoniului CAP-urilor și le-au devalizat, și la Mândrești, Vlădeni, s-a găsit un isteț care a pus mâna pe terenul ăsta și l-a ținut bine mersi de atunci și până în zilele noastre. Problema este că modul în care l-a deținut n-a fost unul legal, pentru că terenul, fiind sub autoritatea administrației Bucecea, cel care l-a deținut fiind din Vlădeni, n-a plătit impozite și taxe la primăria Vlădeni, că nu era terenul înregistrat sub autoritatea lor. N-a plătit nici la Bucecea, pentru că el locuia pe rada comunii Vlădeni. A trecut un expert pe la primăria Bucecea și primăria Vlădeni, care a inventariat toate terenurile pentru care nu se eliberase titluri de proprietate și le-au trecut în rezerva primăriilor. Acest expert a întocmit inventarul, care a fost semnat de primarul orașului Bucecea și a fost semnat și de primarul comunii Vlădeni. Când domnul Voicu Muraru, primarul comunii Vlădeni, a semnat inventarul întocmit de expert în aplicarea legii 165, știa foarte bine că acele 38 hectare teren sunt ale primăriei Bucecea. Și n-a zis nimic, a semnat documentația. Dar acum a izbucnit scandalul. De ce a izbucnit scandalul? Păi aia care au deținut ilegal terenul s-o trezit că li s-o luat vaca de mulți. Știți, bancul ăla cu politicianul și cu vaca. În situația de față, cam vaca asta de mulți o ținea de coarne primarul de la Bucecea, o ținea de coadă primarul la Vlădeni și un băiat deștept o mulgea, lua laptele. Ei, acum s-a trezit primarul de la Bucecea că, stai domnule, dar ce ține o vacă de coarne și ăla să ia laptele, când vaca este toată mea? Și-a luat terenul la primărie la Bucecea. Problema care s-a pus joi, trebuia domnul prefect să ceară, să investigheze cine a organizat acest miting, cine a dus pe acei oameni în Botoșani, că am eu informații cum n-au venit ăia așa brusc, li s-a trezit dragostea de pământ, au fost aduși și că li s-a plătit și de mâncare și de udătură, adică n-au strigat ei degeaba pe acolo prin fața prefecturii hoții. Bine ar fi ca domnul prefect să afle și cine a deținut atâția ani de zile în mod ilegal acest pământ și poate că îl pune și la plata impozitelor și taxelor către primărie. Și să trecem la un alt aspect, stațiunea Popăuț. Aici au fost și continuu să fie probleme. De când stațiunea asta de cercetare a intrat pe mâna domnului Ionic Nichifor, botoșănean de-a nostru, și a unui director importat de la Bacău, la o stațiune de cercetări, Pomicul, am înțeles, Traian Atanasiu, acolo la stațiune sunt zilnic generate fel de fel de conflicte. S-a ajuns până acolo încât cercetătorul Gheorghe Hrinca a fost și bătut. A scris presa la vremea respectivă despre toate aceste aspecte. Hrinca fiind singurul care a rămas pe baricade ca cercetător științific, el este doctor biolog și care face cercetare cu adevărat. Și este și singurul care se luptă să păstreze patrimoniul acestei stațiuni vechi de peste 100 și ceva de ani, care a creat un brand extraordinar de frumos pentru județul Botoșani cu pelicelele caracol. Și domnul Hrincă a trimis memorie la DNA Suceava, la parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșan, la Poliția Județul Botoșan, la Academia de Științe Agricole și Silvice București, la Ministerul Agriculturii și a arătat cum Ionică Nichifor și cu Traian Atanasiu devalizează patrimoniul firmei. Ei bine, ăștia l-au bontănit în câteva rânduri sperând că o să liniștească. Nu s-a liniștit domnul Hrincă. Ce a făcut directorul Traian Atanasiu? S-a dus la spitalul de recuperare, unde lucrează soția domnului Hrincă ca asistent și a încercat să o șantajeze ca la rândul ei să-și lămurească soțul să nu mai
reclame ce se întâmplă acolo, pentru că ei vor avea grijă de dânsul țină să iasă la pensie. Mai mult ca atât, s-a anunțat la stațiune, până la urmă, o echipă de control din partea Ministerului Agriculturii. Ori, domnul Atanasiu voia ca prin soția domnului Hrincă să-l convingă pe Hrincă să nu dea niciun fel de informații către echipa de control, să retracteze cele ce le-o reclama până în momentul de față, ca totul să iasă bine. Și ei vor avea grijă ca domnul Hrincă să trăiască ca în sânul lui Avram. Nu le-a reușit strategia, scandalul e în plină desfășurare, să așteaptă acum să vină organul de control de la Ministerul Agriculturii și să vedem ce constatări va face. Că de la Academia de Științe Agricole și Silvice nu ne putem aștepta să facă dreptate. Acolo președintele Academiei, Gheorghe Sin, este condamnat la 4 ani cu suspendare în dosarul cu Dan Voiculescu, dosarul ICA, Institutul de Cercetări Alimentare, mai este implicat în alte câteva dosare. Mai e acolo în conducerea Academiei un domn Simionescu care răspunde de secția zootehnică. Omul are 89 de ani, da? Stă pe scaun acolo și la butoane. Se pare că acest domn Simionescu este și cel care îl sprijină la greu pe domnul Ionică Nichifor și care acoperă toate matrapazlăcurile de aici din stațiune. Să sperăm că acest control, fie el de la Ministerul Agriculturii, va avea verticalitatea necesară ca să scoată la suprafață toată putreziciunea care s-a instalat în această stațiune de cercetări. Și să trecem spre mediul politic. Sâmbăta trecută, după emisiunea pe care am avut-o, emisiunea fiind vineri, la sediul ALDE din Botoșani, acest partid fondat de Călin Popescu Tăricianu, a fost un scandal de toată frumusețea. Formațiunea ALDE de la Botoșani a fost condusă până de curând de către Dumitru Zmău. Milițianul a ajuns polițist și din polițist, odată cu pensionarea, a ajuns politician. Domnul Zmău, văzând că nu e nicio sfârâială cu partidul ăsta, că dimpotrivă trebuie să aducă bani de acasă ca să țină partidul, a demisionat din funcția de președinte. A preluat interimatul domnul Gheorghe Iacob, fostul primar de la Răchiț. Dar vin alegerile. Așa că doamna deputat Liliana Mincă, deputat de la PPDD, deputat pe colegiul Săveni, în județul nostru, județul Botoșani, a considerat că e momentul să intervină în viața politică botoșneană și să ocupe primul loc la Camera Deputaților, la Partidul ALDE, pentru a-și continua mandatul și în legislatura viitoare. Așa că a obținut de la domnul Tăricianu Patalama că este președinte interimar la ALDE Botoșani. Și a venit dumneaei, s-a prezentat la sediul de partid și le-a spus celor de acolo, de azi înainte, eu sunt președintele vostru, eu decid, eu stabilesc, eu hotărăsc. S-au enervat ăia în frunte cu domnul Iacob, cu domnul Viorel Luca, vicepreședinte de loc de Smârdan Suharău, și i-au spus, cu coană, cu ce-i venit, cu poșeta, ia-ți poșeta și pleacă, las-ne în pace, noi știm ce avem de făcut. Și-au scos-o în stradă. În stradă au mai urmat un pic de hărțuială și doamna Mincă a plecat amenințând că desfințează organizația de la Botoșani, o reorganizează și o face după chipul și asemănare ei. Dar care-i miza la ALDE Botoșani? Păi, miza este cam următoarea. ALDE este al treilea partid care ar avea șanse să intre în Parlament, pe lângă PSD și PNL. La Botoșani există șansa ca la redistribuire, adică ultima fază de validare a mandatelor de parlamentari, ALDE să prindă un post din cei șase, din cele șase mandate de deputat, să prindă ALDE 1. Și atunci doamna Mincă și-a făcut socoteala să-l ia ea. Dar neștiind că la Botoșan sunt și alții care râvnesc la acest post. Păi, primul care s-a dus la ALDE, a bătut la ușă și le-a spus, bă, fraților, vreau locul întâi la Camera Deputaților, a fost Elic Strugar, fost deputat PDL, liberal,
până săptămâna trecută, când ne mai încăpăm pe listele PNL-ului și au luat băgăjel în care au pus toate datoriile, că domnul Felix Trugaru e considerat cel mai celebru datornic din orașul Darabat, din partea de nord a județului. Și s-a dus la Aldo, a bătut la ușă și le-a solicitat locul întâi la Camera Deputaților. Nu i s-a deschis ușa. Au venit alți mai cu greutate. Virginel Gireadă, care și el n-a mai încăput pe listele PNL-ului Botoșani și a venit și el la Alde. Domnule, locul întâi la Camera Deputaților, Chirpicu, Părăluțele. A venit și Viorel Grigoraș, actualul senator PNL, care și el n-a mai încăput pe listele PNL-ului pe un loc eligibil și a solicitat și el un loc la Camera Deputaților primul. Ei, n-au avut succes. Pâș-pâș, spune și cu o sumă consistentă de bani, a venit și a bătut la ușă și Ovidiu Portariuc de la PSD, care nici el n-a încăput pe listele de partid pe un loc eligibil. Și nici lui nu i s-a deschis ușa. Pentru că acolo se fac niște combinații. Se spune, n-am informația certă, că domnul Iacob Gheorghe, fostul primar de Răchiț, ar fi revenit el la postul de deputat, locul întâi la Camera Deputaților, pentru că nu i-ar trăca o pensie specială de vreo 1500 de lei pe lună dacă prinde un mandat. Deci iată cum se fac jocurile politice, iată politicienii noștri cât de atașați sunt ei de doctrinile partidelor în care activează, că în momentul în care apar situații de acest gen, când nu li se mai oferă favorurile dorite, solicitate, își fac băgăjelul și se mută imediat la alt partid. Traseiști avem în toate partidele. Până când vom avea o clasă politică legată cu adevărat de doctrină, fie ea social-democrată, fie liberală, fie conservatoare sau de altă natură, ne mai trebuie ceva timp. Cred că până când n-o să ne maturizăm noi ca populație din punct de vedere politic, n-o să știm noi ce să votăm și să votăm în cunoștință de cauză și în interesul nostru și nu al lor, până atunci clasa politică va fi cea cu care ne luptăm în momentul de față. Și să revin la PNL. Aici la PNL știți că s-a hotărât o listă de candidați, locul întâi la Senat se pare că va fi al lui Costel Șoptic, actual deputat. Locul întâi la Camera Deputaților, Cristian Achiții, fost vicepreședinte Consiliul Județean. Locul 2, Cristian Roman, actual deputat liberal. Locul 3, Mirela Saucă, de la Săveni, o liberală mai nouă. Ne încăpând pe liste Virginel Gireadă și Viorel Grigoraș și neavând succes la ALDE, să intri pe lista lor, s-au dus la București, la șefa cea mare, Alina Gorghiu, și i-a solicitat ca la Botoșani listele să fie refăcute, nu cum au votat liberale din sală, ci după cum le sunt interesele lor. Se pare că doamna Alina Gorghiu, președintele PNL, care din gură luptă transpirând împotriva corupției, de la vorbi n-a trecut la fapte și nici n-are de gând să treacă la fapte, adică să lupte cu adevărat împotriva corupției. Și exemplele sunt astea de la Botoșani. Costel Șoptică, v-am spus în emisiunea trecută, a fost trimis în judecată pentru mai multe acte de corupție. Mă așteptam doamna Alina Gorghiu să-l cheme la București și-i spună: bă, frățioare, fă-ți băgăjelul, nu mai ai ci candidat, ai probleme cu justiția, ai probleme penale, partidul nostru vrea să fie un partid curat, așa că nu mai poți candida. Nici vorbă de așa ceva. Din potrivă, Costel Șoptică e susținut la greu să candideze. Iar Virginel Gireadă și cu Viorel Grigoraș, unindu-și forțele cu Șoptică, vor să dispară de pe liste de la Botoșani, cum ar fi Cristian Roman și Mirela Saucă, și să intre ei pe locuri eligibile. Vor obține, nu vor obține acest succes, rămâne de văzut. Dar cert este că
în formula actuală, așa cum sunt desemnați candidații la PNL, este o formulă, și vă spuneam în comentariile anterioare, o formulă unde am avea atractivitate să votăm. De exemplu, dacă la Camera Deputaților va fi Cristian Achiti, Cristian Roman și cu Mirela Saucă, putem vota Camera Deputaților la Liberali pe încredere, că sunt niște oameni nu străluciți, dar buni. Dincolo la Senat, dacă va candida domnul Costel Șoptică, o să-l voteze toți penaliștii, ca să-l susțină, când vorba e corp la corp, nu-și scoate ochii. Dar hai să ne ducem dincolo un pic la lista de la PSD Botoșani. Acolo, pe lista aia, primul loc la Senat a rămas pentru actualul senator Doina Federovici. Locul întâi la Camera Deputaților a rămas pentru Tamara Ciofu. Eu îi spun găinușa babii, pentru că vine la Botoșani de la Parlament și ouă câte o mărgică din aia ruginită, spunând unii nou Brașoave, care, din păcate, cei mai mulți le-au de bune, adică li cred. Doamna Tamara Ciofu, în 4 ani de zile, n-a făcut nimic concret pentru Botoșani, în afară de faptul că s-a așezat la rând, l-a semnat inițiative legislative de acordare a pomenilor electorale. Pe locul 2 la PSD, domnul Budăi. Băi, ce vor să fac cei din PSD? Să concureze PNL-ul. Dacă PNL-ul a avut mandatul ăsta, deputat pe Virginel Gireadă, tractorist fruntaș, acum PSD-ul vrea să demonstreze că ei pot fi superiori PNL-ului și pun pe locul 2 fostul șofer de la protecția copiilor, pe acest domn Budăi, pe care tot PSD-ul l-a făcut director la Casa Județeană de Pensii. Chiar nu mai are PSD-ul ăsta oameni de valoare. Chiar pe locul 2 o astfel de persoană. Pe locul 3, așa cum anticipasem, Mihaela Hunc, actual inspector general la învățământ. Păi, vă spuneam că doamna Hunca are niște probleme de natură penală, așa că este vital pentru dumneai ei să obțină un mandat de parlamentar, pentru că fără imunitate parlamentară riscă să aibă probleme cu justiția. După doamna Hunca urmează Răzvan Rotaru, interlop, chinezul, cum îi se mai spune în lumea interlop. Răzvan Rotaru, care este protejat la greu de către Costică Macaleț, lider de vârf și cu cuvânt greu în PSD. Iar domnul Rotaru are o imagine catastrofală, imagine de interlop, ce mai la deal la vale. Deci iată cine cu cine se luptă. PNL-ul cu echipa la Senat formată din Costel Șoptică, cu PSD-ul de la Senat, echipa formată de Doina Federovici. Echipa PNL-ului la Camera Deputaților, cum vă spuneam, formată din 3 liberali onești, cu o echipă la Camera Deputaților la PSD, care au niște probleme de ordin penal. Deci, nu-și dezminte statutul PSD-ul. Dacă tot au în fruntea lor conducător deja condamnat, deci infractor cu act în regulă, dacă au avut conducător infractor cu act în regulă pe Victor Ponta, deci vor să continue pe această cale a protecției acordată corupților, a promovării corupției și a promovării infractorilor ordinari. Și haideți, că m-a anunțat din emisie că nu mai am mult timp, să discutăm un pic și despre concursul ăsta cu directorii de școli. Vă spuneam că actualii directori de școli sunt oamenii PSD-ului și s-a încercat prin diferite mijloace de către liderii PSD-ului ca acest concurs pentru directorul de școli să nu aibă loc. Tocmai
având în vedere că fiind director de școli oamenilor, să se poată baza pe ceva solid, concret, în alegerile din 11 decembrie. Ori iată, concursul se desfășoară, dar s-a întâmplat un alt fenomen. Actualii directori nu sunt concurați. Puțini profesori au îndrăznit să înscrie la concursul de director pe școală. Și aici avem două explicații. Fie că se tem de actuala inspector general Mihaela Huncă, de eventuale represiuni, că ea încă mai rămâne pe post până când vor fi alegerile parlamentare, până când se va face predarea primirii de ștafetă, e acolo pe post. Deci, fie frica de șefa lor de la județ, fie faptul că, fiind cu toții de stânga, fiind cu toții a servit social-democrației, au ajuns la concluzia, dar ce să ne concurăm noi între noi? De vreme ce l-a pus pe dumnealui director de acolo, de la județ, înseamnă că e bun, să-l lăsăm în continuare. Iată că reforma în învățământ pe care actualul ministru al educației, Mircea Dumitru, dorește să o facă, nu o va realiza. Pentru că un prim pas s-a soldat cu un eșec. Directorii de școli, în proporție de 95%, cel puțin așa este evaluarea în plan național, vor fi aceiași ca și până acum. Cred că reforma în învățământ ar trebui început cu cadrele didactice, cu cei de la catedră. Pe toți acești învățători, pe toți acești profesori să fie supuși unei examinări competente, severe, și toți cei care nu trec acest examen să părăsească sistemul și să fie aduse la catedră cadre didactice care au pregătirea necesară, care au tactul pedagogic și care sunt receptivi la metodele noi de predare în școli. Metodele noi care vin dinspre Occident și în România și care sunt ținute la poarta școlii de către profesorii care nu se pricep să le folosească, să le utilizeze, pentru că n-au pregătirea profesională necesară. Eu vă spun la revedere, ne întâlnim vinerea viitoare la aceeași oră.